Vă rog să mă mai suportați vreo 2-3 vloguri cu cicadele astea. Au început să se mai înmulțească și ele au obosite, deja nu mai chiță-i așa tare. Că îți dai seama, au 2 săptămâni de când dau în ele, e sezonul de împerechere. Așa că mai suportați-mă vreo 2-3 vloguri, vă rog frumos. Am dat camera de bord de la 70 mai. Urmează să mai dăm alta. Urmează să dăm alea două mașini. Ușor, ușor ne apropiem de 100.000. La 100.000 dăm mașina de 100.000 cu piese automorene. Aveți condițiile în descriere. Comandați orice piesă de mașină, livrare în toată țara, prețuri bune, pe e-mail sau pe telefon, urmează și site. Și pentru cealaltă mașină cu 0 km, trebuie doar să fiți abonați. Și la cea de 100 trebuie să fiți abonați. Dar ușor, ușor facem treabă și vă mulțumesc că mă suportați și că vă uitați la acest mic, minunățel canal. Apropo, 21.119 euro cu TVA inclus, e un Hyundai Tucson de bază curab la acum și am găsit unul. Este, mamă, o mașină pe gustul meu. Este singurul Tucson care nu are tablou de bord digital, singurul Tucson cu cozoroc. Ce e cozoroc o să vedeți la interior, e singurul Tucson care nu are clima automată și are aer condiționat. Mamă, deci îmi place la nebunie mașina. Voi ce ați alege? Un Tucson Kel sau un Duster echipat mediu spre bine? De fapt, mint, e 21.000 curabla, deja ți-o iei full Duster-ul. E greșeala mea, îmi cer scuze. Dar ce v-ați luat? Asta la 21.119 euro sau un Duster? Asta spuneți în comentarii, îmi pare rău că m-am lungit. Oficial, mașini cu Luci Popa și mașini cu cicade începe. Ha! Ia zi, vericule, ce-i facem? Vreau ca bijuteria mea să ajungă pe mașini cu Luci Popa. Adu-o la servis să o facem să pară mașină de om realizat. Gata, frățic. Este un motor puternic, rău de tot. Destul de power, VR1 9 TDI, urci cu el pe munte de n-ai treabă. Dar înainte de toate, eu trebuie să mă duc în Germania să-mi iau mașină și probabil o să mă duc cu Daniel Leulescu, dar chiar și așa tot o să folosesc un raport car vertical să văd dacă mașina este în regulă, pentru că oricât de bune am fi noi la verificat mașini și chiar atunci când te duci într-o țară străină și n-ai mecanic, n-ai service, poate te ajută un raport car vertical care îți spune dacă mașina a fost mătrășită la kilometri, dacă a fost furată, dacă are istoric negativ de daune, dacă a fost inundată de America, taxi și așa mai departe. Deci, un raport car vertical te poate ajuta. Și mai nou, raportul car vertical a devenit ceva mai prietenos. Are mai multe informații, au o nouă grafică, au două mascote și raportul este ceva mai user-friendly, atât pentru tine ca și cumpărător, cât și pentru tine ca vânzător. Un raport car vertical te poate ajuta dacă vrei să vinzi mașina. Așa că în descriere, sub butonul de like, aveți 20% reducere, folosiți codul meu și bucurați-vă de viitoarea voastră mașină. Noul Hyundai Tucson este deja de ceva timp pe piață. Primul clip din România cu Tucson a fost al meu, dar pe alt canal. Între timp, lumea a început să le cumpere. Anul trecut a fost a 63-a cea mai vândută mașină din lume. Dar asta nu e corect, pentru că versiunea lungă care se vinde în state a fost a 24-a cea mai bine vândută mașină din lume și dacă Tucson-ul ar fi o singură mașină pe toate piețele și ai putea să le aduni, Tucson-ul scurt cu Tucson-ul lung, care nu e cu mult mai lung decât ăsta, ar fi a 8-a cea mai vândută mașină din lume. Este efectiv un model de succes. Asta se datorează designului, pentru că lumea evident asta cumpără. Designul, garanția bună, 5 ani fără limită de kilometri sau 8 ani. Pentru baterie, dacă ți-e versiunea, motor și baterie, dacă ți-e versiunea hibridă. E făcută în Cehia, asta care vine la noi. Din păcate, la noi, la Românica, nu se vinde diesel Hyundai. Dar am văzut în Turcia diesel, am văzut prin Spania diesel. Cea mai tare motorizare pe care poți să o iei pe un Tucson din ăsta este 1.6 diesel, 115 cai, manuală, cu tracțiune față. Deci dacă aș putea, pe aia mi-aș lua-o. Cea mai lentă dintre toate, cea mai cheală. Dar asta este cea mai accesibilă versiune care vine la noi. 1.6 turbo, 150 de cai putere, tracțiune față, manuală, în echiparea de bază, nici măcar vopseaua. Vedeți, vopseaua asta este standard. Roșul ăsta vine engine red. Engine red, de la ce credeți că vine engine red? De la fire engine red, de la mașină de pompieri. Asta este culoarea roșie luată după mașinile de pompieri nemetalizată. Asta este a treia generație de Hyundai Tucson care vine în România, dar a patra generație de Hyundai Tucson care a existat vreodată, pentru că la noi, a doua generație, s-a numit iX35. Știți voi, când Hyundai a vrut ei să schimbe denumirile, să ne facă i30, i20, i10, au rămas. La astea mici au rămas, la astea mari, Santa Fe, Tucson, Sonata, Elantra, whatever Antra, Santa Cruz, au lăsat nume. Mașina e făcută pe o platformă nouă, de ultimă generație, N3. Nu e aceeași cu K3 de pe Elantra, dar tot este cam din aceeași generație. Și în Europa,
da? Se vinde mai bine decât anumite modele și mi le-am scris aici, că era să le uit. Corolla, Duster, Octavia, Ford Puma și Volkswagen Tiguan. Deci le-am bătut pe toate. Mai țineți minte când Hyundai-urile erau niște cotețe coreene, orezării de ăștia cu Golf 3, nici nu se uitau la ele, scuipau între faruri? A? Astea sunt luminile de zi. Avem fază scurtă, fază lungă cu halogen. Nu avem faruri de ceață în față și avem semnalizările cu bec incandescent. La unele versiuni de pe anumite piețe, am văzut că aveau semnalizările puse aici, da? Au niște reflectoare de America aici, în dreapta, și au semnalizările aici. În rest au mai faruri. Dar la Europa, așa avem. Deci așa arată un far de Tucson de bază. Astea sunt oglinzile. Au bec aici, bec, mă rog, LED. LED aici, LED aici, ai semnalizările. Acesta este singurul Hyundai Tucson disponibil la noi în țară care are oglinzi rabatabile manuale. Hai să vorbim despre luminițe. Știm cu toții că la partea asta, la Hyundai Tucson, partea asta este o bandă LED. E bine, la versiunea de bază nu e bandă LED, că asta nu are LED-uri deloc. Fiind confortul, nu are bandă LED. Fii atent, ci nu are nici măcar stopuri cu LED. E singurul Tucson care are becuri pe spate. Cât de tare e chestia asta. Da? Și hai să vedem în spate. Aici semnalizările sunt cam nasoale. Spuneți-mi voi de câte ori nu v-ați trezit, mai ales dacă aveți SUV-uri în spatele unui Tucson și nu știați că semnalizează pentru că are astea prea, sau cone, sau mai știu eu ce. Ceață pe spate cu bec aici, dar uite ce mișto e becul pus, vezi? E becul montat în sus, nu e becul montat spre tine, eu n-am mai văzut, zici că e o măsea de minte care a crescut prost. Deci fix așa e, da? Semnalizarea e aici cu bec și pe aici avem lumina de marșalier, pentru că la mașinuța asta poți să o bagi în marșalier, la fel ca la multe alte Hyundai-uri, cu contactul pus și să pornească senzorii de parcare, pe care mașina asta nu are, că e singurul Tucson fără senzor de parcare, și să pornească camera. Și evident, semnalizările care sunt tot cu bec incandescent. Deci singurul lucru cu LED la mașina asta sunt luminile de zi cu LED. Partea bună este că nu trebuie să stai cu faza scurtă pornită și să te oprească poliția, că acum s-a schimbat legislația și trebuie să stai cu faza pornită sau cu DRL-urile. Deci foarte tare. Hai să vă mai arăt o chestie. În față, pe de o parte avem pozițiile, da? DRL-urile sunt poziții și dacă trecem pe auto, da? O să se stingă până când pornesc motorul. Ia stai să pornesc motorul. Deci fiți atenți aici, dragii mei. Nu asta voiam să punctez, voiam să punctez altceva, dar uite că mi iese acum. Trebuie să mergi cu pozițiile sau cu faza scurtă aprinsă cu Tucsonul de bază, pentru că dacă ai farurile puse pe auto, nu vei avea luminile de zi pornite. Ia stai să merg cu ea un pic, că trebuie să pornească. N-ai cum în 2023 să mergi cu mașină. S-au aprins? Sunt pornite? Pornite. Da, mă, da, deci nu e. Mers. Deci doar când ești în mers pornesc luminile de zi. Hai să vorbim despre numele mașinii. TUCSON. Apropo, literele au luat-o puțin în jos. Mașina a fost lovită și au fost puse literele prost și a murit un pic la intrare Tucsonul ăsta, știi? Deci în mod normal se zice Tucson. Mai știu pe unii de zic Tucson. Sunt aia de zic Duster în loc de Duster. Aia care zic Duster sunt aceiași oameni care zic Tucson. În mod normal numele mașinii ar fi Tucson sau ceva de genul. Dar mai sunt unii care zic Tucson. Noroc și sănătate. Doamne ajută la toată lumea. Cred că mai au o alergie. Deci, țineți minte, numele mașinii Tucson. Hyundai Tucson. Sănătate. Doamne ajută. Are o gardă la sol de 17 cm, indiferent de versiune. Dar ai aici, ca să nu zgârii bara de borduri, 25 de cm. Nu zic să te urci cu mașina pe bordură, Doamne ferește, să parchezi pe trotuar. Nu. Dar să ai și tu loc acolo să nu zgârii bara. De asta își cumpără lumea SUV-uri. Ca să fie sigure, să aibă poziție la volan, să pară că au mai mulți bani decât au, să nu zgherie bara de borduri. Asta odată. Doi, aici avem sigla Hyundai, care la alte versiuni mai dotate este în culoarea grilei, da? Bun, toate bune și frumoase. Coeficientul aerodinamic este de 0.31 la N-Line, care doar ce aproape 0.33, deci aia o să consume mai mult. Însă, îmi place că avem aici o priză de aer reală, da, care să facă un outwash. Outwash adică să ia aerul care lovește mașina, să-l ducă în afara mașinii, în afara pasajului roții, unde se creează o presiune destul de mare. Mașina asta are tot felul de elemente de design care se văd foarte bine, mai ales pe o culoare nemetalizată. Uite capota, vum, 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 vum. Apropo, capota asta a fost ciuruită și a fost îndreptată. Toată mașina a fost ciuruită și a fost îndreptată, ca prins o grindină prin Militar Residence, fi? Și avem tot felul de linii, de nervuri pe care vreau să le detaliem când mergem în lateralul mașinii. Dar cam atât despre botul mașinii. Hai să mai arătăm o chestie. Vino tu pe partea asta, vino pe partea asta. Fii atent, proprietar deștept, ce a făcut. Da, ca să nu-i ridice vreun idiot și să lovească în metal ștergătoarele, și-a pus aici două pastile de cauciuc, astfel încât să protejeze metalul.
Da. Diuzele sunt aici puse și, uite bă, țânțarul, ești nebun la cap, a murit. Și acesta este singurul parbriz de Tucson, ăsta de pe confort, care nu are protecție termică. Nu au nici geamurile laterale protecție termică, față, mă refer, și spate. Dar de la style în sus, parbrizul are, geamurile n-au și de la următoarele au toată protecție termică. Și după aia vin și alea cu privacy glass, adică sunt 1000 de combinații. Dar țineți minte, e singura versiune de Tucson care nu are parbriz cu protecție termică. Suspensie, la asta. McPherson față, independentă pe spate. Independentă, dar la banii ăștia. Și discuri pe spate. Băi, ești nebun. Duster-ul e gelos în momentul de față. Culmea, 291 mm pe față, frâne 301 pe spate, la versiunea asta de bază. Ok, diametrul e mai mare, dar e mai mult metal, evident, aici, plus că sunt discurile ventilate. Anvelopele sunt Eco Contact 6 de la Continental, care sunt aceleași anvelope care se pun pe Duster, pe Logan, pe Brete de Saclas, pe 1000 de mașini, că sunt, în general, bune. Astea mai au și XL, adică Extra Load, care înseamnă că sunt pentru mașini grele, cu toate că mașina asta nu e grea, are doar 1500 de kg, adică o tonă jumate. Nu e foarte grea mașina, dar au pus anvelope extra load. Ceea ce e destul de interesant. Și au pus 2-15 și 15-17, da? Ca să dai în grop și să nu simți. Astea sunt cele mai bune jante dacă vrei un Hyundai Tucson. Știi? Sănătate! Doamne ajută la toată lumea! Ați văzut la clipul cu ăla full plug-in hybrid că te poți duce până în 20. Acum erau și niște jante de 18 opționale, ălea pe 19 vin în standard la versiuni superioare, e o întreagă harababură. Dar astea de 17 sunt cele mai mici. Dacă eram eu configurator la Țiriac Auto, care e importatorul pentru Hyundai, renunțam la astea, puneam niște table, îi puneam niște USB-uri în spate și renunțam la 500 de euro din preț și mai făceam oferte și mai bună. Că nu cred că toată lumea ține să aibă din astea. Mai bine pui un senzor de parcare și renunți la jante și mașina e un pic mai corect echipată. Jantele poți să le pui și tu după aia. Hai să vă mai arăt o chestie. Vă dați seama cum a fost la studioul de design de la Hyundai, știi? Domne, roțile sunt rotunde, da? Pasajele roților trebuie să înconjoare roata, da? Atunci ce formă să fie? Și a zise Gigel din spate. Pătrate, gata, așa rămân. Pasajele roților sunt, nu sunt chiar pătrate, dar sunt rectangulare, așa cum sunt și pe spate și cum sunt și la Toyota RAV4, care este cea mai bine vândută mașină din lume. Dacă la cea mai bine vândută mașină din lume poți să bagi, cum zic englezii, a square peg in a round hole, atunci poți să faci și același lucru și aici. Bun, ușile acoperă pragurile, un semn bun dacă ai un SUV. Ia, se închide? Opa, s-a închis. Ia să vedem ce facem cu cheia. E o cheie normală de Hyundai, de Kona, deci vedeți, nu e cheie din aia șmecheră. Please remove this label. Proprietarul după 25.000 de kilometri. Please remove this label. Încă nu l-a removat. Acum, dacă vrem să încuiem mașina, că nu oricum n-avem keyless, deci n-avem ce să închidem, da? Hai, ținem apăsat și să vedem. Se închide și a ieșit protecție. Da? Doar geamurile față coboară, geamurile spate nu coboară și nu avem nici impuls, dar mă bucur că avem protecție din asta pentru geamuri. Acum, hai să vă arăt că tot suntem la capitolul față de ușă. E singurul Tucson, confortul, care are plastic normal, nu are termoplastic, aici are ceva burete, plastic tare și buzunare, ok, dar nu încape o sticlă mare aici, am încercat eu să bag sticla mea de apă în ăsta și nu merge. Deci e singurul Tucson Tucson, sănătate, Doamne ajută, care nu are față de ușă din termoplastic și evident că nici în spate nu vei avea materiale moi în spate. Dacă te duci la style, o să ai materiale moi. Plastic tare, tare, tare. Da, aici tot tare. Tot tare, tot tare. Și boala coreenilor să facă în spate buzunarele mici. Să spui, sau care cumva să spui pahar. Trebuie să pui doar sticla aici, și o sticlă mică. Știi, dacă vrei să spui doză sau pahar, ciuciu, nu poți. Deci avem child lock cu cheie normală. Da. După aia, după ce termin cu cheia asta tip Craiova, o închis frumos așa și asta e. E foarte greu să faci o ușă așa, da, cu tot felul de zigzaguri, e foarte scump, e scump de făcut, e scump de reparat. Și faptul că Hyundai a reușit să vândă mașina asta la prețul pe care a reușit să-l vândă, deși e mai mult prețul importatorului decât prețul lui Hyundai, e foarte ok. Deci avem un fel de Z de la Zorro aici, vum, care s-a văzut și pe designul, nu știu cum se vrea, Concept T, Project T din 2019 și Hyundai a păstrat linia asta și pe Elantra, probabil că o să mai pună pe câteva modele în viitor. Hai să vedem stratul de vopsea, la o vopsea nemetalizată, dar tot 0.15 ar trebui să fie, 0.10, mai subțire, ia.
Să-i punem pe drept, 0-10. Probabil e lacul mai subțire la astea nemetalizate. 0-20. Ce ciudat. Și ia, hai în spate unde a fost revopsită să vedem, că-s curios. La revopsire trebuie să fie mai gros. 0-05. Bă, dă-mă drecu. 0-10. 0-05. Fii lacul super subțire la asta. Deci, față de alte mărci mai premium, vopseau un pic mai subțire. Asta am observat și eu la anumite modele de Hyundai, dar trebuie văzut un Tucson cu vopsea metalizată, să vedem dacă e vopseaua mai groasă. Elementul ăsta, care e negru la mașina asta, la alte versiuni e de culoare deschisă. E făcut așa ca să mascheze puțin masivitatea montantului C, care e destul de mare. Cu toate că avem un geam aici, totul are rol de design la mașina asta. Vedeți, dunga asta care pleacă de aici, frumos, se duce până aici, până în stop. Totul este gândit. Și aici chestiile astea sunt gândite și protecția asta pentru pietre și apărătoarele de noi, toate sunt gândite. Nu e nimic lăsat la voia întâmplării, dar îmi place totuși că s-au chinuit la partea de design. Când au vrut să facă mașina asta, au zis ce o să vândă Tucsonul. Design. Antena e și ea tip rechin și avem un rezervor de 54 de litri, benzină 95, evident, nu neapărat nevoie să pui de 100, însă ia fiți atenți aici, că tu încui mașina și încui bușonul după, bușonul rămâne deschis. Deci trebuie neapărat întâi să închideți și să încuiați mașina cu clapeta închisă, dacă vreți să nu rămână bușonul deschis. Că altfel vine gigel cu furtunul și suge benzina din rezervorul vostru. Cum zic, gândiți-vă voi la ceva care suge și face singur comparație. Ștergătorul este băgat sub eleron pentru design. Emblema Hyundai este 2D. E 3D, dar e băgată sub un strat. Se vede că are un mic cheder aici. Nu prea recomand să-l desfaceți de multe ori. Dacă loviți mașina de multe ori în spate, mai bine schimbați. Camera e aici și avem elemente aici triunghiulare din astea, rombice, cum vreți să le spuneți, 3D și ceva care imită un difuzor. Deci peste tot avem elemente de design spectaculoase. Asta e un lucru bun. Mai avem aici un eleron lateral pentru reducerea coeficientului aerodinamic și nu pot să nu mă întorc la becurile astea. Deci cât de simplu e să schimbi un bec și să nu schimbi toată tripla după aia dacă ți-a arde vreodată o triplă de Tucson. Dacă mi-aduc bine aminte, când am filmat o versiune aia plug-in hybrid luxury de top, aici nu avea protecții pe interior pentru elementele astea de plastic și se strângea mizeria aici. Văd că la asta nu se întâmplă chestia asta, nu se strânge mizeria, pentru că avem niște protecții de plastic care acoperă decupajele care s-ar fi format dacă nu erau. O sună domnul Luci Cruceru, poate vedeți vlogul ăsta. Acesta este singurul Hyundai Tucson care nu are senzor de ploaie. Hai să vedem dacă se deschide portbagajul cu cazacioc. Pis, 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 pis. Uite-vă că se deschisă, ești nebun la cap. Hai să vă arăt o chestie, sau să vă spun o chestie mișto. La Hyundai Tucson, sănătate, Doamne ajută, portbagajul diferă în funcție de ce motor ai luat, ce tracțiune integrală, sau mă rog, față, ce tracțiune ai luat, ce sistem hibrid ai luat, mild, non-hibrid, full hybrid, plug-in hybrid, da? Ce cutie automată ai luat, ce ai mâncat de dimineață, cu cine ai votat și ce mărime ai la pantofi. În sensul că nu știi niciodată ce portbagaj primești în funcție de aia. Ba ai 540, ba ai 557, ba ai 570 ceva, ba ai 590, ba ai 620. Aici, în schimb, la versiunea asta primești cel mai mare portbagaj, 620 de litri. Deci, versiunea cea mai ieftină, portbagajul cel mai mare. Înțelegi? Exact. Cu o copertină, cu un volum destul de ok, cu o adâncime de 86 și o lățime de 106 cm. Nu avem bancheta rabatabilă de la mânere de aici, dar avem luminare, avem puncte de ancorare și o priză de 12V. Ceea ce pentru o versiune de bază e decent să ai priză de 12V în spate, că poți să pui o ladă frigorifică sau un aspirator. Aici ai o mochetă și ai și o podea falsă. Nu e roată de rezervă, pentru că nu mi se pare că la style cu cutia automată primești roată de rezervă. E o întreagă harababură. Deci broșura de la Hyundai e, uite așa e, știi? Dar ai spații de depozitare frumoase aici și, într-adevăr, ai un portbagaj destul de băricel, care ajunge la 1800 de litri dacă rabatezi bancheta. Acum, dacă intri pe... Nici nu există configurator la Hyundai, efectiv o pagină unde sunt niște chestii bifate și se spune că ai banchetă rabatabilă 60-40 pe Comfort Plus. Atenție, ăsta e confort simplu. Am mai pus și un plus, dar echiparea e aceeași. Pur și simplu
Nu știu ce s-a întâmplat, dar acum nu mai poți să mai ai bancheta rabatabilă 40-20-40 la varianta de bază. E 60-40. Sunt curios dacă cineva are un confort plus cu 60-40, nu 40-20-40. Asta e interesant. Ei, dacă vrei să rabatezi bancheta, asta e foarte tare, poți să o rabatezi de aici foarte ușor. Ia, bam! Bă, du-te, dracu. Uite și tu cât de tare și cât de ușor e să rabatezi bancheta la Daxon! Sănătate! Doamne ajută! Și dacă vrei să o scoli, da, trebuie doar să tragi de clapetă și ea se ridică foarte ușor. Dar, pentru o versiune de bază, iarăși, o chestie foarte interesantă și foarte bună pentru un SUV sau orice mașină care are high-on, ai pătar reglabil. Da. Și dacă vrei să o ridici pe asta, o ridici foarte ușor. Și dacă vrei să închizi portbagajul, ai un mâner foarte simplu, foarte ușor, așa, sau mult mai simplu, da? Faci chestia asta, apeși pe butonul ăsta, pip, 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 și se închide singur. Oglinda, au, uite, mi-am prins mâna. Oglinda seamănă un pic cu asta de la BMW, în sensul că prinderea este tăiată așa, aerodinamic, frumos, zici că e M-Direct. Apropo, există și versiunea N-Line mai nou, dar încă n-am văzut una la noi în țară, am văzut prin străinătate. Bun, trece aerul frumos pe aici, oglinda e montată destul de jos, ceea ce înseamnă că au făcut schema Ford. Schema Ford înseamnă să coboare linia geamului pe partea asta ca să ai vizibilitate în oglindă, ceea ce e un lucru foarte bun. O găsești la Ford-uri SUV, Ford-uri pick-up și mai departe. Însă, fața de ușă, da, au lăsat-o cum era înainte, vezi, s-a lăsat-o schema Ț. Și acum ai diferență de nivel între fața de ușă și cheder. Nu zic că e un lucru rău neapărat, dar nu arată tocmai bine. Zic că e mașina neterminată, că le-a mai rămas un pic de plastic. Motivul pentru care nu au tăiat și plasticul ăla este ca să păstreze linia asta la interior, astfel încât ușile și cu bordul să pară o singură bucată. După cum am spus, pe alte piețe este disponibil și un motor diesel. Dar stai, înainte de toate, n-avem amortizor la capotă, dar avem antifonare și capota e destul de grea. Avem și motoare diesel pe alte piețe. Din păcate nu avem și la noi, dar ne descurcăm cu motorul ăsta, Smart String G16, făcut pe baza fostului 1.6 TGDI. Aluminiu, injecție directă, 4 cilindri, distribuție variabilă, însă acesta este primul motor de serie care are tehnologia CVVD, Continuously Variable Valve Duration, adică motorul poate varia în funcție de turație cât de mult supapa de admisie poate rămâne deschisă. Și astfel, cei de la Hyundai, care au lucrat la sistemul ăsta 9 ani de zile, 9 ani de zile, este un sistem pur mecanic și au lucrat 9 ani de zile la sistemul ăsta, ei zic că crește puterea cu 4%, eficiența cu 5% și emisiile scad cu 12%. Îi credem, pentru că eu am condus motorul ăsta pe mai multe modele și, într-adevăr, față de vechiul 1.6 TGDI, motorul, într-adevăr, este mult mai eficient și destul de rafinat și silențios și de toate. Cert este că pentru un motor pe benzină e ok. Îl poți lua și mild hybrid, și full hybrid, și plug-in hybrid dacă vrei acest lucru. Și cu cutie cu dublu ambreiaj și manuală și convertizor pe full hybrid. Acum, diferă doar preferințele voastre. Acum, păcat că n-avem și dieselul la noi în țară. Mare păcat! Și acum hai să vă spun de ce, în opinia mea, nu merită diferența între motorul ăsta și motorul de 180 de cai putere. Lăsând la o parte că ăla este și mild hybrid, dar mă refer strict din punct de vedere al motorului. 1. Pentru că ăsta are 250 Nm, 1504.000 de ture. El are 265. În marea majoritate a timpului, 90% din cazuri, motoarele se vor simți virtual identice în utilizarea de zi cu zi. Puterea oricum e sus, la 5.5. Nu o să te duci tu în 5.5 foarte des. Am impresia că la 180 de cai e chiar mai sus. Dar irelevant. Cuplul e aproape identic, puterea e sus, în 90% din cazuri se vor simți la fel, 150 de cai putere la 5500 de rotații pe minut, 10,3 până la 100, ceea ce nu este important pentru că mașina are o cutie manuală cu 6 trepte și tracțiune față și pierde la plecare de pe loc față de aia de 180 de cai putere. În exploatare se vor simți identice de la, nu știu, reprizele, 20, 40, 30, 60, 60-100. Alea, la sfert de pedală, jumătate de pedală, se vor simți aproape la fel. De asta nu merge diferența între asta și aia de 180 de cai putere. Viteza maximă 189, eu zic că e suficientă pentru un SUV compact. Și treapta 6 e destul de ok etajată, în sensul că la 2000 ai 92. Adică te duci la 3000 pe la 140. E bine, deci poți să mergi pe autostradă până în 3000 de ture, ceea ce din punctul meu de vedere este ok. Mă duceam la portbagaj să iau mingea de tenis, să mai facem un test cu mingea de tenis pentru scaune.
Și, într-adevăr, e un pic enervant, da, por bagajul să tot deschizi manual așa, ok, e mâna complet descoperit, n-ai niciun fel de grip, niciun fel de putere, niciun fel de... știi? Efectiv, dacă vrei să-l ridici așa, se ridică, îți alunecă mâna, știi? Să fii atent, să apeși, să ridici, vai mama ta. Bun, hai să vorbim despre scaune. Sunt reglabile manual. N-a ricoșat foarte mult, înseamnă că e scaunul moale, confortabil. Asta e de bine. E destul de ergonomic, dar asta o să vorbim mai mult la interior. Ce interesant este că asta e singura variantă care nu are reglaj lombar. Nu am simțit lipsa lui pentru că pentru spatele meu e ok. Pentru spatele altora s-ar putea să nu fie. Da? E reglabil pe înălțime, însă asta și cu style nu au scaun reglabil pe înălțime la pasager. Spătarul este pe rotiță, adică așa cum nu trebuie să fie, că trebuie să fie pe manetă. Știu că unii zic că reglez mai fin. Și într-adevăr, reglez mai fin cu rotiță, dar să bagi până pe aici, problema nu e la voi, la proprietari, care vă luați o mașină, reglați scaunul și 200 de km, scaunul ăla nu se clindește de acolo, poate doar la spălătorie. Problema este la mine, da, care conduc 200 de mașini pe an și trebuie să schimb poziția la fiecare. Acum hai să vorbim un pic despre siguranță. Mașina, în versiunea asta de bază, 5 stele de siguranță la testele în cap, trecut testul elanului cu 71 de km pe oră, deși cred că asta ca e mai ușoară, trece cu viteză un pic mai mare, garanție 5 ani fără limite de kilometri și, hai să vă spun, unul din motivele pentru care are 5 stele la testele euro în cap, ăsta, de aici, vedeți? Airbag, are airbag central, cred că asta este cea mai ieftină mașină pe care poți să o cumperi cu airbag central. Posibil să greșesc, dacă știți, spuneți voi în comentarii, dar asta cred că e una dintre cele mai ieftine mașini cu airbag central. Două chestii am observat la Hyundai Tucson. Sănătate! Doamne ajută! Așa, este faptul că avem o pedală de frână foarte, foarte mică, mică, ca aia de furnică, și că pedala de accelerație este în podea, ca la mașinile nemțești, vada madrecu. Ia uite bre, de ce nu știu eu inginer? De ce am făcut eu dreptul și nu ingineria, autovehicule rutiere? Da, dacă țineam și eu haionul la 90 de grade, vedeați și voi mecanismul ștergătorului, cât de mare e ștergătorul și stropiliciul care e pus acolo sus. Vedeți? Uite ce tare, că pot să vi-l arăt acum. Și într-adevăr, uite, attention level high. Și eu care aveam, credeam că am ADHD. Attention level high. Scaunele, într-adevăr, bune, confortabile, susținere laterală pentru o versiune de bază decente. Apropo, acum motorul este pornit cu clima pornită, mă rog, clima, aerul condiționat. Destul de silențio în mașină. Volanul. Da, volanul, 4 spițe, decupaje. Mie îmi place volanul ăsta, gen Audi A8, așa. Îmi place și cum se simte și cum se învârte și cum se reglează. Tot ce vrei. Așa. Și diametrul trebuie să fie 37. Da, e 37, cât e media industriei. Dar așa se face un volan, dragă BMW. Da? Cu decupaje. Decupaje aici, decupaje aici. Super tare. Da. Deci, din punctul meu de vedere, volanul este tare. Butoanele se apasă ok, negru mat aici, pilot automat ai și... Băi, ești nemâna menținere de bandă în versiunea de bază. Dar n-ai pilot adaptiv. Asta e interesant. Deci ai centrare de bandă, pilot automat, că e manuală, de aia n-ai. Ai pilot automat, simplu, cu centrare de bandă. Deci nu lane keep assist, lane centering. Interesant, interesant. O să testăm chestia asta la proba de condus. Butoanele se apasă ok. Ce mă enervează pe mine la Hyundai și la Kia este că de fiecare dată când te sui în alt model, butoanele astea sunt inversate. Adică dacă aici ai meniul, pe alt model aici ai meniul și așa mai departe și te enervezi. Dar în rest, ergonomia e bună la volan. Îmi place că avem aceste manete negru lucioase și fiți atenți aici. O chestie pe care Hyundai și Kia o fac foarte, foarte, foarte bine. Sunt farurile pe auto. Îi trec pe fază scurtă, le trec pe poziții. Nu să mă mai uit eu aici pe ăsta. Băi, ce dracu am? Fază scurtă, poziții? Mă uit în bord, tăticule. Da? Și la fel cu ștergătoarele. Ia fiți atent aici. Rear wiper 1, 2, da? 0. Și la fel și aici. Mai ziceți voi ceva. Mai zic ceva. Bravo Hyundai din punctul ăsta de vedere și Kia. Acum trecem la materiale. Da? Pe bord material moale. Aici tare, aici tare. Evident că ești tare, evident că ești tare, evident că ești tare și cotiera e moale. Ideea e următoarea, asta fiind versiunea de bază, ai materiale moi doar în zonele astea, în rest ai plastic tare, dacă aveai versiunile style, mai aveai niște materiale moi în plus. Acum, astea sunt niște materiale de Kona ceva mai bune, deci pe mine nu mă deranjează pentru o versiune de bază, repet, nu mă deranjează. Asamblarea e bună. Da, nu prea se mișcă chestii pe la
interior, da? Deci, pe total e ok. Plafonul este textil. Da, și aici avem un mic burete la cotiere. Deci, pe partea de materiale și asamblare stă bine. Pentru o versiune de bază, repet, bine. Adică, ți-ai Duster, dai 21.000 de euro pe el, n-are materialele astea. Ok, e mai dotat, dar nu are materialele astea. Bun, spații de depozitare. Aici, ca la mașinile nemțești, nu ai, da, un spațiu de depozitare, este fuse. Fuse și seduse. Adică, pentru cine nu știe, panoul de siguranță și cu OBD-ul le găsiți aici. Avem un mic spațiu de depozitare aici. V-am arătat mai devreme buzunarul, nu e cel mai mare. Aici ai un loc pentru un telefon, iasă dacă încape real meu ăsta care e mare. Încape un spațiu aici, două suporturi de pahare cu bază cauciuc. Ba, n-au bază cauciucat. Interesant. Ok, cotiera care are suficient spațiu, nu e cea mai mare cotieră din lume. Aici avem un torpedo care la Hyundai niciodată, sau niciodată, aproape niciodată nu e capitonat. Nu zic noroc că e amortizat și că este iluminat. Mai avem alte spații de depozitare în mașina asta? Prea mai avem. Cam astea sunt. N-avem suport de ochelar, n-avem... A, da, alea poți să le pui și tu pe undeva. Ție un toc și le bagi în altă parte. Aia. Deci în față, astea sunt toate spațiile de depozitare. Nu sunt nici multe, nici puține, nici mari, nici mici. Sunt efectiv medii. Hai să vorbim despre ergonomie. Comenzile pentru geamuri și uși, închidere mașină, tot e ok. Închidere geamuri, ce are locul este manual prin cheie. Înălțimea farurilor, că avem halogen SP off și auto start stop off, sunt bine puse acolo. Alte scurtături ce mai avem? Mod de rulare, hill descent control și butonul pentru camera spate, pe care o putem vedea aici. Și avem indicații dinamice și avem și alt unghi. Vezi? Dacă vrei să vezi unde se duce coada. Și în rest câteva setări pentru camera de marșarier. Da, din punctul ăsta de vedere, ergonomia este bună. O să vorbim despre tabloul de bord, dar hai să vorbim despre climatizare, care e de fapt un aer condiționat. Da, 1, 2, 3, 4, pac, cald, frig, AC-ul, max AC-ul cu recirculare și dezaburirea. La versiunile care au oglinzi încălzite, dacă apeși dezaburirea, se încălzesc și oglinzile. La asiatice am văzut mai des chestia asta. Altă chestie, nu are rotiță pentru volum și nici pentru tune file. Da? Aici avem și, deși butoanele sunt negre lucioase, ele se simt cauciucate, dar ele nu, de fapt nu sunt cauciucate, e numai plastic aici, dar se simte ca și când ar fi cauciucate. Amortizarea din spatele lor e foarte bună, super tare. Deci îmi place că avem, că nu mai stai să dai la 10,5, nu, te duci pur și simplu și dai volumul așa, sau dacă apeși, sunt curios de o chestie, deci dacă la ăsta, da, pe volum apeși și dai pe mut, la asta ce se întâmplă? Da, și dacă te duci în Apple CarPlay și cântă o melodie, da, și apeși pe ăsta, dysfunction is not supported. Dysfunction is not supported. Deci, nu știm ce face butonul ăsta. Dacă știe cineva ce face butonul de apăsare pe tune și file la Hyundai Tucson, chel, să-mi spună și mie. Eu care n-ascult radio, spun numai carpe. Hai să continuăm cu ergonomia, da? Ca să continuăm cu ergonomia, avem butonul de avarie aici. A bit of a stretch, cum ar zice francezul, dar aia e. Climatizarea foarte ușor de operat. N-ai nevoie de climatizare automată. Deci nu ai. Nu ai, nu. Efectiv, nu ai. Știi că o să zică, ai nevoie de mașină, nu știu ce. Nu. Poți să faci așa. Te descurci. USB pentru conectivitate, dar doar să-ți conectezi muzica. Nu Apple CarPlay, nimic. E doar wireless și asta mă enervează la culme. Priză de 12 USB pentru încărcare. Butoanele astea am arătat. Frâna de parcare, auto hold, sunt unde trebuie. Și în rest, butonul de lumină, SOS, dacă ai nevoie de așa ceva, toate sunt puse unde trebuie. Stă bine pe ergonomie și, evident, modul de noapte la oglindă, pentru că nu avem oglindă electrocromă și... Bă... Nu cred. Versiunea de bază nu are... Uite, decupajul aici. Nu are butonul ăla cu lumină pentru parasolar, așa cum se întâmplă la mai toate versiunile. Nici în dreapta n-ai, dar ai decupajul. Știți voi, în momentul în care deschideați, apăsați pe lumină, se aprinde lumina și în momentul în care vrei să închizi lumina, dădeai, închideai parasolarul cu totul și se apăsa pe buton, ca la Hyundai Kia. Nu cred. Ah, ce păcat. Mă, cum să se răzgâcească la chestia asta? Mă rog, măcar oglinzile sunt mari, știi? Ah, și încă o chestie. Parasolar extensibil. Ai mai văzut așa?
parasolar extensibil. Avem centuri reglabile pe înălțime, avem mânere la toate ușile, mai puțin aici la șofer. Evident, au pus decupajul pentru mașinile cu volanul pe dreapta și cam așa stăm la capitolul ergonomie. Eu zic că are o ergonomie bună. Hai să arăt o chestie interesantă apropo de asta. Îți bate soarele din colo și fix din colo. Pui parasolarul, îl extinzi, parcă îți mai bate, parcă îți bate un pic din partea aia. Îl pui pe ăsta, îl extinzi, gata, nu mai vezi nimic în oglinda. Deci hai să vă arăt ce văd eu în oglinda retrovizoare. Da, din unghiul ăsta. Asta văd eu. Nimic. Foarte tare. Bine, situațiile în care veți merge așa sunt foarte rare. Bun, și acesta este tabloul de bord, care mie îmi place foarte mult. Atenție! Și la Kia Sportage, în versiunea de bază, nu ai tablou de bord digital. Dar pare digital! Uitați-vă la clipul meu cu Kia Sportage Kia. La Hyundai Tucson nu pare deloc digital și asta este un lucru bun, pentru că mie îmi place foarte mult designul. Vitezometru în stânga, apă. După aia benzină, turometru. Computer de bord în centru, dar să vă arăt ceva. Acesta este singurul Tucson care vine fără lumini ambientale. Cu toate astea, în jurul vitezometrului și al turometrului, avem niște luminițe. Dacă schimb modul de rulare în normal, e albastru. Dacă streg în sport, trece cu roșu. Deci avem câteva luminițe acolo care schimbă culoarea în funcție de modul de rulare. Drăguț, da, drăguț. De când am mai văzut și eu un vitezometru normal la mașină 2023. Bine, asta e mai veche, dar nu contează. Tot așa o să-ți vină mașina. Bun, altă chestie, computerul de bord, da? Avem viteză, consum, exact ca la orice Hyundai de pe pământul ăsta. Ăsta e consumul mediu al mașinii de când s-a luat mașina. 9 litri la 100 de kilometri, se merge mult în oraș. Apoi, driver assistance, cluster, door, convenience unit. Deci, efectiv, toate setările le puteți avea de aici, dar trebuie doar să știți cum să umblați în ele. Lumini, back, da? High beam assist, driver assistance, da? Toate... Lane safety, toate sistemele, da? Toate sistemele. Avem și lane keep assist și lane centering, mașina asta le are pe toate. Blind spot mai poți să mai ai pe versiunile superioare și încă ceva. Convenience, da? Rear occupant alert, service interval, absolut toate informațiile de care ai nevoie. Unități, speedometer, fuel economy, whatever. Știți voi toate chestiile, da? Apoi, informații, da? Drive to display, presiunea în anvelope. Și aici sistemele de asistență, cum ar fi attention, assist speed limit și asistentul de bandă. Și cam aici, cam așa arată micul computer de bord pe care îl găsiți și pe Kia Sportage în versiunea de bază și pe care îl găsiți și pe multe alte modele de Hyundai Kia, foarte util. Și sunt curios de chestie. Dacă semnalizezi, semnalizează și în bord. Semnalizează, era să zic că ce semnalizează. Nu semnalizează micul Hyundai de acolo. Da, nici nu trebuie la o versiune de bază. Apropo, ăsta este singurul Tucson care are alveolă și cozoroc aici, pentru că cele cu tablou de bord full digital nu au alveolă, pentru că au un ecran suficient de luminos, astfel încât să n-ai nevoie de alveolă. Da? Astfel încât când îți bate soarele în el, tot vezi. Ei, ăsta este singurul Tucson pe care o să-l vedeți vreodată cu alveolă. Ăsta de bază. Foarte tare. Acesta este sistemul de infotainment de 8 inch de la Hyundai Kia, care are lucruri bune și are lucruri rele. Hai să vorbim despre lucrurile bune. Întâi, da? Ai câteva widget-uri, scurtătură la Apple CarPlay, da? All menus, dacă vrei să intri aici, phone, radio, media, voice, memo, quiet mode, da? Astfel încât volumul să fie redus la nivelul 7 și doar pentru boxele din față, setări, sound, da? Setări frumos, pac, 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 pac. Multe, multe setări, device connection, climatizare, să selectezi anumite chestii, display, blue light filter, asta e ok, screen saver, home screen, multe setări, destul de personalizabil. Butoanele, da, butonul ăsta, da, display on, off, phone projection, uite asta ar fi o scurtătură bună. Butonul de pe volan, ăsta de aici steluța. Modul, butonul de mod ca să schimbi între radio, phone projection și alte chestii și îți alegi tu ce vrei. Deci setările sunt bune. Wi-Fi, manualul de utilizare și încă o dată Apple CarPlay. Asta la All Menus. Da? Ieși de aici, te duci la Settings, exact acelea setări în care am intrat mai devreme. Deci partea bună este că se manevrează ușor. Foarte ușor. Partea bună este că ai Apple CarPlay. Partea bună este că ecranul e suficient de mare. Uite, pe CarPlay merge foarte ușor, efectiv, nu e nicio problemă, nicio inconveniență în a folosi CarPlay. Dar
Ce mă deranjează pe mine, Luci Popa, fiul lui Dumnezeu? Că nu este la alegere. Adică la ăla de 10,25 este doar cu fir. Aici e doar wireless. Care e problema la a fi wireless? 1. Se descarcă telefonul. Și dacă îl ții la încărcat, o să bage căldură în el ca să îl încarce și o să bage căldură în baterie ca să folosească CarPlay-ul. Dacă îl ții undeva pe aici la un aer condiționat, e ok dacă ai un suport de telefon. Altfel se va încinge dacă îl ții în soare și merge mult timp și încărcarea telefonului va fi oprită din cauza temperaturii. Mi s-a întâmplat de nenumărate ori vara să mi se oprească încărcarea la telefon pentru că stătea pe wireless și era prea cald sau efectiv să se încingă de la căldură. Deci asta este unul din dezavantaje. Al doilea, dacă vrei să stai și tu în mașină frumos, aștepți pe cineva. Cu contactul pus sau cu motorul pornit să stai la aer condiționat, te uiți tu la un film. Și mașina e conectată pe Apple CarPlay, vrei să asculti tu în boxe. Dacă vrei să te uiți la Netflix sau la YouTube, o să ai un delay între ce zice omul și ce auzi tu. Da, adică el o să zică, sunetul o să fie după. Alt dezavantaj este că la unele modele, nu la toate, în momentul în care vrei să ieși din mașină și nu încui mașina, rămâi cu mașina descuiată, rămâne conectat la CarPlay și nu poți să vorbești la telefon decât pe speaker și nu poți efectiv să asculți un clip pe YouTube că e conectat la CarPlay. Da? Deci sunt mai multe dezavantaje, principalul fiind ăsta cu degradarea sănătății bateriei. Acum, cine merge pe distanțe scurte, merge 5 minute dici până acolo sau 10 minute până la serviciu sau mă știu eu ce, da, poate să meargă așa, dar e foarte enervant. Mie îmi place așa. Telefonul meu să nu se încingă, să fie mereu încărcat când îl bag la CarPlay și de asta îmi place mereu cu fir. 10,25 navigația mare e doar cu fir, asta mică e doar wireless. Hyundai, fă ceva cu chestia asta, fă să împaci pe toată lumea și pe aia care vor să-și distrugă bateria la telefon, dar și pe oamenii ca mine. Bun, pe versiunea asta nu ai scaun încălzit, nu ai volan încălzit și nu ai nici pilot automat adaptiv. Da. Am zis eu că n-ai pilot adaptiv, că nu ai automată. Nu, pur și simplu nu îl ai, deși ai radar de frânare și de menținere, dar nu ai pilot automat adaptiv pe versiunea asta. Astea sunt cele trei dotări mai utile, așa, care ar fi meritat să fie și pentru care merită să treci la un nivel superior de echipare. Dar, probabil, cel mai mult mă deranjează lipsa scaunelor încălzite. Restul, nu. Pilotul e normal, te descurci. Cu toate că ați văzut la Vitara aia cheală că avea pilot automat adaptiv. N-avea senzor de parcare. N-avea. Deci n-avea senzor de parcare. N-avea volan de piele, dar avea tempomat adaptiv. Și fiecare producător cu ale lui. Și mai e o chestie. Nu știu ce zice asta confort plus, dar trebuie să zică confort minus. Dacă nu mai are banchetă 40-20-40 și acum dacă te uiți pe configurator, nu mai ai volan de piele la confort plus și nici schimbător îmbrăcat în piele. Nu știu, și-a cumpărat cineva confort plus și nu ai venit volan în piele? Mi-e greu să cred că n-are. Sincer, mi-e greu să cred. Am pus scaunul într-o poziție în care eu nu ajung la pedale. Da, deci eu mă întind și nu ajung la pedale. Și cu toate astea ai spațiu. Apropo, acest proprietar a pus această folie aici pentru că fetița lui să nu mai dea cu picioarele pe... Da. Deci, avem spațiu suficient la picioare, spațiu suficient la cap, bancheta e ok, e un pic cam verticală bancheta, dar nu e nicio problemă pentru că poți să te dai ușor pe spate. Ce mai poți să mai faci aici? Ai o cutieră cu două suporturi de pahare, am văzut că bancheta era batabilă, da? 40-20-40 însă doar din spate, că trebuie să bagi mâna aici și să o rabatezi. Da? Și doar dacă este tetiera ridicată, dacă e tetiera coborâtă, nu poți. Da? Dacă vrei să pui centura la locul din mijloc, e sus, în plafon, ca la Daci. Dar nu e nicio problemă că nu ne deranjează așa mult. În centru, dacă vrei să stai, na, bancheta e ok, destul de moale. Dacă vrei să stai în centru, e cam la fel de moale, te deranjează un pic cotiera. Tunelul e lat, dar nu e foarte înalt și lipsesc USB-urile. Un mare minus în spate, USB-uri, copii, tablete, telefoane, dacă mergi la drum lung. Nu are nicio problemă că poți să faci o șmecherie. Tragi un încărcător de mașină în priza de 12V din portbagaj și tragi cablurile pe aici. Sau te duci din față și mai tragi de acolo. Aia e. Dar ar fi fost util niște USB-uri în spate. Avem plăsuțe, mâner cu cârlig doar pe partea stângă, pe partea dreaptă nu ai, pentru că se presupune că ai nevoie de vizibilitate în partea asta. Dacă vrei să întorci capul să te uiți în spate, așa în stânga te uiți în oglindă, dar și te uiți peste umăr. După mașină,
Probabil că la versiunile cu volan pe dreapta, cârligul e pe partea cealaltă, dar per total e o banchetă destul de ok. Ai un suport lombar destul de pronunțat în spate. Uite și modelul vechi, da? Care nici ăsta n-a fost o mașină rea. Lumina cu bec și cam atât în spate. Asta e. Ai spațiu, ai tot ce trebuie. Și dacă vrei să enervezi omul, faci asta. Te fâții, te bâții. Dacă nu poți să adormi fără să te legeni, 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 legeni. Spuneți voi. Asta este bancheta în spate. Hai să conducem cel mai ieftin Hyundai Tucson. Apropo, ce o să spui la Harry Potter? Versiunea asta, acum e 21.119 euro cu TVA inclus, da? Acum e. Dar când a fost cumpărată mașina asta, a fost 18.900 de euro. A plătit proprietarul 18.900 de euro cu TVA inclus și o rablă. Ce prețuri erau la mașină odată, băi, tată. Înainte să plecăm la condus, am mai descoperit o chestie aici. Hyundai a montat niște mochetuțe între scaun și acest plastic, astfel încât dacă scade ceva între scaune, tocmai am încercat să arăt ce trebuia să facă chestia asta și n-a mers. Să-ți prinzi monede și alte chestii ca să nu scadă sub scaun. Și tocmai am arătat că nu funcționează. Așa, ia să vedem. Dacă ai centura pusă, apropo, marșarier pe inel, dacă ai centura pusă, ar trebui să se deactiveze frâna de parcare. Da, când accelerezi, nu când o lași din ambreiaj. Dacă o lași din ambreiaj, nu se dezactivează frâna de parcare. Îi trebuie un pic de throttle input. Hai, Mr. Golf 5. Hai. Apropo, Golf 5 împlinește anul acesta 20 de ani. La mulți ani, Golf 5. Una dintre cele mai iubite mașini pe străzile din România. Și acum hai să mergem la drum cu Hyundai Tucson. Tucson! Sănătate! Doamne ajută! O mașină care în versiunea de bază e surprinzător de plăcută la condus. Mi-a scos 61 de decibeli, 61,4 de decibeli pe traseul meu de test la 80 de km pe oră. O valoare foarte bună, similară dacă nu chiar identică cu versiunea plug-in hybrid, care costa aproape dublu. Varianta luxury. În rest, vizibilitate ca la orice Tucson, adică bună. Oglinzile sunt mari. Da. Poți să le ajustezi în mers, dacă vrei. Dar lăsând gluma la o parte, vizibilitatea chiar e bună. Poziția la volan este decentă. Văd prin volan tot bordul. În spate, într-adevăr, acolo, al treilea montant, îți mai funcționează un pic din vizibilitate, dar nu e ceva cu care să nu poți să trăiești. Sincer, mi-ar plăcea un Tucson, așa ca daily. Da, cu toate că e un pic cam mare pentru mine, dar mi-ar plăcea. Așa, nici nu mi-am dat seama când am ajuns la limita de viteză pe drumul ăsta, adică 90 de km la oră, pentru că motorul urcă lin și urcă silențios și e destul de elastic. Uite, acum avem, mai să zicem, sub 2000, un pic sub 2000 la între a șasea, da, hai să vedem. Și dăm blană și avem și pastilă de kickdown. Și uite, urcă. Urcă. Adică se duce, n-are treabă. Ce te speriași că venea curba. Aha, recunoaște. Uite, stă și pe curbe. Dar pe curbe o să vorbim un pic mai târziu. Deci stă. Acum, asta fiind pe eco, să vedem, să o lăsăm așa. Hai să lăsăm un 80 între a patra, eu zic că e decent. Da, ca să vedem diferența între eco normal și sport. Da, 80-2000 jumate pe eco fără kickdown, că s-ar putea să treacă de, deci blană fără kickdown. Păi repede. Acum hai să, adică decent, trecem pe normal. Cred că dacă e răspunsul la pedală ceva mai bun. 80. Parcă e răspunsul un pic mai bun, dar performanțele sunt în principiu aceleași. Și acum pe sport. Da, pe, răspunsul la pedale e mai bun un pic pe sport, dar hai să vedem. 80-120, de fapt 88, da. Performanțele în principiu sunt același, doar răspunsul în sine al pedalei. Mașina e un pic mai pregătită. Ce am observat, foarte ușor să faci rev matching, foarte ușor. Nu ați simțit nimic. Și motorul? Se aude destul de plăcut. Se aude destul de plăcut. Aha. Treptele nici prea lungi, nici prea scurte, decent.
decent etajate. Pe sport ce se duce. Da, are răspunsul mai bun pe sport față de celelalte. În schimb, motorul are un, face rev hang, în sensul că nu coboară. Deci efectiv nu coboară durația destul de mult. Va avea o volantă grea. Hop. Avea un volant mare, eu știu. Efectiv face un pic de rev hang. Ia, bum. Da. Nu coboară, deci în momentul în care îi dau a treia, dau a patra, nu scade turația imediat. Dar nici nu are rev hang cum au cutiile manuale de la Ford, spre exemplu. Ce chestie. Ia, ambreiaj. Da. Nu are rev hang. Pur și simplu, adică nu are sistemul ăla intenționat în care îți pregătește turația pentru treapta următoare de la Ford. Pur și simplu are rev hang. Stă motorul turat bun. Iar asta e deranjant atunci când vrei să schimbi în treapta superioară, atunci când te grăbești. Pentru că tu ești obișnuit în felul următor. Bagi în viteză și după aia accelerezi. Bagi în viteză și după aia accelerezi. Și cât timp iei piciorul din ambreiaj, motorul e încă un pic turat și se turează singur în gol. Mă rog, hai să vedem cum e pe curbe. Uite aici, uhuhu! Deci e o mâzgă, a plouat mai devreme, e o mâzgă pe jos, nu mai frunze, nu mai pământ. Deci efectiv a intrat într-o subvirare. Nu că asta ar face-o în mod normal, dar e mâzgă pe jos. Așa mașina pe uscat e bine. Are o tendință subviratoare la limită. Dar volanul e foarte greu pe viraje, se întărește pe viraje, ceea ce e normal, însă mi se pare că se îngreunează prea tare. Cu toate astea nu e neplăcută la condus, ba chiar se întărește destul de natural spre deosebire de alte mașini. Ia uite, era o Skoda Octavia parcată fix în curbă de 90 de grade fără vizibilitate. Era să facem o Skoda Tucson Tavia ceva, iar se filmează acilișa. Ia să o dăm pe eco, să vedem cum ești pe eco. Eu aș merge pe eco cu ea. Liniște. Ea stă pe viraje, dar am zis, are o tendință ușor subviratoare, nu e nimic greșit în chestia asta. Schimbătorul este foarte ergonomic plasat, probabil e un pic prea în spate, nu știu cum să-i zic, ar fi trebuit să fie un pic pus câțiva centimetri mai în față pentru persoane scunde. Suspensia până acum apare ok din ce am mers cu mașina și prin medii mai urbane și prin medii mai rurale. Pe speed bump-uri e ok. Nu pot să spun că mă deranjează cu ceva, e efectiv în media clasei. Asta e. Opa, a? S-a auzit un pic. Dar e plăcută la cât de cât plăcută la condus. Pentru că ai mai puțin ruliu decât te aștepta. Ai ceva ruliu, dar e mai puțin decât te aștepți. Și ai suficientă tracțiune la ieșirea din viraj cât să nu te plângi. Chiar și pentru tracțiune față, chiar și cu anvelopele astea continentale cu contact 6 cu rezistență redusă la înaintare. Dacă vrei să faci o depășire, poți, uite. Opa, în momentul în care intră turbina, ai un pic de turbolac, dar în momentul în care intră turbina, ia, dacă o treci pe sport, se îmbunătățește ceva ea. Aceeași manevră, da? Că ăsta merge constant din fața ea. Da. Tot ai un turbolac, dar parcă diferența dintre zero sarcină și full sarcină nu mai este ca un întrerupător. E ceva mai simplă tranziția aia. Uite, pe eco. Deci cine spune că cu 150 de cai mașina e prea lentă, nu știe ce vorbește. Și culmea, nu prea, pentru că e bine antifonată mașina, dar nu simți când crește mașina în viteză, pentru că nici tu, abia după 3000 jumate urlă mașina, știi? Nu te treci până la 4000 de ture într-a treia, că mergi tare și nu știi cum, știi? Că așa dacă îi dai, uite, am zis, 92 la 2000. Într-a șase. O să merg liniștit fără nicio problemă. În schimb, mi-ar fi plăcut să pot să pun și-o cotul pe geam, da, e.
Nu le poți avea pe toate. Ia. Stă, bă, drăcia, stă. Chiar dacă subirează un pic, stă. Uite, dacă vrei să mergi tare, te trezești că motorul face refang prea mult. Aia. Dar asta e bine pentru rev match. Că atunci când vrei să faci rev match, nu e bine să coboară turații, chiar dacă tu o ciupești din accelerație. Bun, hai să punem pilotul automat, îl punem la 70 de km pe oră și avem lane centering. Și fii atent aici, cum ai la o versiune de bază, două mașini m-au impresionat în ultima perioadă. M-a impresionat Vitara, că avea pilot automat, nu avea senzor de parcare, nu avea volan pierdere, avea pilot automat și Daxon-ul ăsta, Daxon, sănătate! Așa, m-a impresionat că are lane centering, fără pilot automat. Hai să vedem, keep hands on the steering wheel. Ia. Yeah. Evident că este capacitiv, este rezistiv, nu e capacitiv. Așa, hai să vedem. Problema e alta, că trebuie să reduc viteza, că duba din fața mea, ia, a simțit presiunea de la buton și s-a reactivat. Ia să vedem, dacă e un produs Hyundai Kia și e un produs Hyundai Kia, că scrie Hyundai pe el, știți că sigla de la Hyundai vine de la doi oameni care dau mâna. Înțelegi? Doar că unul pare că dă mâna și altul pare că dă altceva. Dar mă rog, fiecare cu... Așa, keep hands on the steering wheel. Hai cu tata. Bă, da, stă ceva. Te avertizează ceva. Și în mod normal ar trebui să dezactiveze după. Și vă arată o schemă la Hyundai Kia dacă se dezactivează. Sau mă rog, sigur se dezactivează, dar când se dezactivează. Ok, s-a dezactivat. Apeși iar pe butonul de... Aștept să... Gata, apeși din nou pe buton și la revedere. Tot ce trebuie să faci e să apeși pe buton. Nu mai trebuie să mai pui mâna pe volan. Asta dacă nu te deranjează... Dar, din nou, nu recomand chestia asta. Postul de conducere e ok. Ce-mi place, pedala de frână, chiar dacă e micuță, are un initial bite, deci mușcătura inițială, bam, foarte bună și îți permite să modulezi foarte ușor frâna. Îmi place. Ia. Așa, ia. Și foarte mișto o modulezi. Și pedala de ambreiaj este destul de greoaie. Nu e greoaie sau așa, e grea. E cărnoasă, e miti. Nu e rea. Mie îmi place, mai ales când am niște încălțări din astea în care simt pedalele și vreau să conduc manuală destul de ok, adică să fac rev match și toate cele, dar probabil că pentru oraș e destul de greoaie. Acum, proprietarul zice că n-are nicio problemă să conducă în București mașina asta. Și eu îl cred pe cuvânt. E o persoană foarte înaltă, are niște forță în picior. Nu cred că îl deranjează să apese pe ambreiaj. Ea e plăcută. Deci cutia cu tot cu ambreiaj sunt plăcute la un drum din ăsta de mers în afară, știți? Acum, fiecare cu ce-l doare. Am zis doar să anunț chestia asta. Bun! Și acesta a fost episodul nostru de astăzi cu Hyundai Tucson Comfort sau Comfort Plus, varianta de bază 21.000 de euro, 100. Mulțumim pentru atenție. Vă mulțumesc. Vă aștept părerea în comentarii. Merită mașina asta sau merită un Duster 4x4 diesel tati dotat bine la 21.000 cu rabla? A? Omă, taci. Ce merită? Ce merită? Apropo, mașina la 90-100 consumă 5, da, consumul mediu al acestei mașini a fost 9. Pe autostradă consumă undeva la 8 și ceva. Deci, astea sunt consumurile la 130-140. Aștept părerea voastră în comentarii. Vă mulțumesc pentru atenție. Eu am fost Luci Popa, Harry Potter la cameră, Bogdan la editare. Nu uitați că avem grup de abonat, grup de Telegram cu abonații. Avem giveaway-uri, mașini, camere. Tot ce trebuie să faceți este să fiți abonați la acest micuț canal auto. Vă mulțumesc. Hyundai Tucson. O mașină mai mult decât corectă. Adică ce naiba, un jogger hibrid e mai scump. Un Duster Full e mai scump. Când te gândești că Golf-ul e 24.000 de euro, chel, parcă merită asta. Hai, ciao, les.